Salutare băieți, bine ați venit la noi episod, astăzi cu fratele nostru de aici, Vipex îl cheamă. Am venit un pic să ne uităm la apa asta splendidă și data trecută am făcut un trafic de arme, de câte mi-aduc aminte, și astăzi vedem ce o să facem. Deci, dacă vă place această serie, vă invit călduros să apăsați pe butonul direct subscribe. Hai, dăm drumul, vizionare plăcută! Bro, ce Da. facem astăzi? Că te înțeles că avem un pic cam probleme, nu? Ah, cu ce? Nu știu sigur, credem. De cât am înțeles, nu prea mai avem bani. Trebuie să facem cumva, nu? Da. Mă, Și tu ai probleme tot cu banii? Trebuie să rezolvăm cumva. Mă, că îmi place pe aici, nu? Da, e frumoasă Ia ce vremea fain azi. e. Mă, dar turnul ăla, de cât timp stau aici, nu am văzut niciodată ce e în turnul ăla. Să mergem Nici eu. odată și o să vedem. Colegii. Da? Da. Vă chema șeful până în birou. Aia, să mergem. Ce s-a Hai întâmplat? Haideți, domnule, vă Ce rog. s-a întâmplat? Nu știu exact, era... Poftim? Era așa supărat că... E, nici noi suntem supărați tot la fel, că n-a avem bani. Toată lumea e supărată. Sper că nu vrea să facă ceva. Da, ar fi nașpa. Vedem noi. Atunci era nervos, a dat vreo două pahare de vodka pe gât. M-am înțeles. Păi na, mafiot cu sânge rece, nu? Rus. Da. Îl cunosc. Eram copil când m-a luat. Din păcate, na, nu cunosc așa de bine încât să știu acum ce... care este problema, știi? Vă auzi? Fratele meu, vezi că ne ajungem acolo să-l salutăm ca și la armată, știi? Da. Știi cum, nu? Da, da. Pui mâna așa ca și la armată. Da. Dacă nu, te va instrui colegul din fața noastră. Da, nu-i problemă. Ma, faină vreme, dar sper să nu fie stricată din cauza la o chestie. Miștoază, Da. N-aș pa situația. Bă, stai să vedem, până nu ajungem acolo, nu o să vedem. Hai, luăm la pas rapid. Haide. Hai să alergăm un pic. Mergi să faci cel frumos. Poftin? Mergi să faci cel frumos. Da, vezi, iau pastile, că de cam auzi un pic cam ciudat, recușit. No, bun. Haide, să vedem ce vrea șeful. Asta bine acum? Da, mai bine acum. Noro, băieți. Salutare. Nu știi ce vrea șeful? Șeful? Hai că am vorbit. Poftiți înăuntru. Am înțeles că cred că azi ne luăm adeu de la viața. Da. Foarte rău. Da, ule, bă, la. Dar și tu mor împreună cu mine, mă. Îți vreau că nu ați. E, mai știi că nu? Mă, tare curios, după cum am zis. Mă, tot am zis că îl furau data asta, apoi luam televizorul ăla, de combina pe șef. Haideți, intrați. Bine. Șeful, i-am ades. Să trăiți, domnul. Eu rămân și... domnule. Salutare. Cu șeful vezi că te ești cam răgușit. Șeful, ne auzi? Da. Ok. Ce s-a întâmplat? Ia o pastilă. Ma! Te dai capul. S-a întâmplat. Mai bine acum, nu? Da. No, bun, ce s-a întâmplat? Nu, ce se întâmplă, avem nevoie de bani, foarte mulți bani. Și noi avem nevoie. Băi, eu am o idee. Eu am lăsat de la cineva din familie un teren. Ce zici să plantăm ceva pe el? Am putea, dacă
Dacă ai idee și ce? Bă, eu... Bănuiesc, bănuiesc că nu pătrunjel. Nu, nu, nu. Ceva mai bun. Cereale. Put? De la ce put. Ăsta, ce miros fain. Ce zici? Tu îți bagi joc de mine, colegul? Nu. Nu. Ceva ce le rulez, știi tu. Ai mai făcut de astea, am întregut. Mai ai un pic și mă faci porc. Nu. Mă, marihuana, mă. Așa mai zic și eu. A, bă, trebuie să zic ca la... Marihuana, coca, orice, numai să mai, facem zis, bani. I-am zis un pic la marihuana, ce zice? Am și lucrață, am tot. Vrei să merge să o vedem? Putem merge să vedem cum arată, dacă este ca lumea. Mă, hai să mergem. Stai să mă duc să-i adun pe oameni. Și noi avem tot aceeași problemă acum. Am chiar am vorbit cu colegul și am zis, băi, fii atent, că avem o problemă, nu mai avem bani, ce facem? Trebuie să ne împărțim cumva. Facem cumva să fie bine. Da, 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 hai că mă duc să-i adun pe oameni. Deci câte, cu câte mașini mergem? Șeful. Păi, fiecare câte mașini să aibă. Fiecare? Hai, colegul, că pe șef l-a luat Dumnezeu. Dă-mi bun, fii atent, am nevoie de câte o mașină fiecare. Mergem noi încet. Ce facem? Șeful vine și el după aia. Facem coloană oficială sau ce? Da, da. Am nevoie de mașină. Da, da, da. Am nevoie de sfatul vostru. Eu am o locație șmecheră. Stai să le comunic prin căscuțe. Comunic-le. Colegii, scoateți mașini și asigurați zona, vă rog. Fiecare cu câte o mașină. Și veniți după mine. Încet. Să-i transmit și la să-i transmit și la șef în caz de vine că... Na. Cred că a dormit. Bun, salut. Am nevoie de câte o mașină. Eu mă duc în față. Și... O să mă aștepta și pe mine. Stai să mă duc să scot și eu. S-a pregătit băieții deja. Da, da, da. O persoană doar cu mine numai. Vine cu tine colegul să... Haide, 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 haide. Dar vezi că ești cam răgușit. Hai că da. Vine cu tine colegul. Haide, haide, haide. Stai aici. Acum te aștept. Deci fii atent, o să mă urmați pe mine. O să veniți după mine fiecare. Da. În rând, încet. Nu vă grăbiți. Ok? Vă mai repet și vouă. În rând fiecare. V-ați panus pe căscuță, nu? Fiecare cu câte o mașină, numai eu cu colegul meu. Dă-te mă jos de mașină, băi, ăla. Dă-te la altă. Hai că pornim încolo, avem de căutat. Ia uitați-l și pe... Pe cine, pe cine? Colegă, păi după GPS, că nu știu. Da, da, da. Aici lângă mine. Okay. Deci, colegul, noi doi stăm în spate la mașina roșie. Ok. Adică pe bancheta din spate. Bun, bun, i-am zis să mergem în față, na. Să iei cineva în mașina vreți mea. Vreți să vă sătesc? Haide, pune-te în față. Și toată lumea, după cum zice șeful. Haide, sunt în față. Hai, șeful. Mamă, de câte văd, ai cam uitat să băieți benzina aia. Du-te, celălalt, du-te într-o mașină, du-te la asta de lângă. Unu, mă, unu, nu doi. În fine. Haideți. Urcă aici cu mine. Mamă, ce repede s-a făcut întuneric. Tu vezi acolo unde ți-am pus, nu? Da, da, da. Bun, bun, bun. Deci fii atent, avem de... Am eu acolo în teren. Acolo le și plantăm. Și după aia o să mergem după el, ok? Mă, mi-a zis celălalt că hai că-mi băut un pic de vodka astăzi. Ce s-a întâmplat? Ce ai sărbătorit? Cine, eu?
Pana, avea despărțire de locul de muncă. Ma, păi ce loc de muncă? Că, da, tu crezi jobul singur, adică ce da, da. Despărțire. Măi, păcat că nu putem pune un pic de muzică, că așa fain ar fi fost. Totuși e fain Mercedes-ul ăsta. Ales și făcut de cine trebuie. Păi da, știu eu pe cine mă... Pe, da, pe cine să... Da. Nu, mai bine nu zic aici? Așa. Ai, te duci tot în față, te duci tot în față. Sau aici, 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 e bine, aici. Aici. Șef, uite, am ajuns aici. Gata, haide, vă haideți afară. Ați zis muzică? Nu îmi trebuie muzică, mă, lasă. Bun, șeful, haide să vezi. Uite, cam pe aici ar fi. Colegu, dar asta n-ai... Uite-te aici. N-ai cine știe ce. Păi, e o idee mai bună? Asta mi-a rămas. Uite-te cât de bun e. Uite-te cât de mare. Din asta putem face prima dată 5 hectare. Ia-am eu una mai mare, colegu, dar... Nu mi-amintesc exact unde e. Mă, eu zic aici, cam prima dată, să o lăsăm. Și după aia să vedem ce facem pe viitor, nu? Schimbăm poate locația. Ce ziceți, băieți? E bună locația asta prima dată? Mai ești cu noi, colegul? Colegii? Hai că... Ne auzim? Da, 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 te auzim, te auzim. No, ce ziceți da, da. Acum? Ce de locația asta? Eu zic că e bună deocamdată până face niște bani. Da, e bună la început. Și pe viitor ne extindem. Mai cunosc colegul este am. Frumoasă, dar eu știam una mai mare. Ne extindem în câteva zile, numai să facem ceva bani. Da, da, da. Păi ne extindem atunci. Numai prima dată avem nevoie de sprare de bani. Ei bine, că și plantațele alea cresc repede. Deci fii atent, am nevoie de acum încolo de semințe, de toate. Și ceilalți oameni, nu știu, căutați să tăini oameni de-a străzii, să-i aduceți aici, ca să putem să le punem plantațele. Deci doar marihuana, altceva nimic. Să nu vă prind că puneți pătrunjel pe aici, că simt mirosul. Lucernă, colegul, lucernă. Am, dacă să pune lucernă, e clar. Totuși, na, plătața lui tataie, știi? Mhm. Bine. Păi băieți, dacă v-a plăcut acest episod, noi suntem pe One Tap, jucăm aici, deci vă așteptăm și pe voi. Eu am fost Time Happy și ne întâlnim data viitoare cu o nouă serie, în care atunci o să vină momentul cel mare. Astăzi o să mergem la plantare și pe mâine sau în următorul episod vedem, o să fie mai frumos. Băi, dacă ți-a plăcut, like și subscribe sau dacă ești nou. Eu am happy, v-am pupat, o zi faină.